Bine ați venit, copii! Știți unde suntem voi acum? Știți unde suntem? Biblioteca municipală din Iubuș. E singura bibliotecă mare din Iubuș, adică este municipală, de fapt, a orașului. Știți? Deci toți oamenii din oraș. Toți oamenii din oraș, toți elevii din oraș, de la toate școlile, de toate vârstele și până și părinții, adulții, bunicii, toți vin aici la biblioteca municipală din Iubuș. Și voi, când o să fiți un pic mai mari, o să vă aveți fișă fiecare și vă luați cărți acasă, da? Să citiți. Aici se, nu se plătește nimica, dar trebuie cartea pe care o iei, trebuie să o dai înapoi așa cum ai primit-o. E o condiție importantă. Vă știți ce înseamnă împrumut? Da! Ce? Ce înseamnă să împrumuți? Nu, nu neapărat o carte. Orice se poate împrumuți. Să-i dai acolo un obiect și va... Dar să-ți promită... Să-ți promită că... Că până la un anumit moment o să-ți o înapoieze, da? Ori carte, ori orice alt obiect. La bibliotecă doar 2 săptămâni se țină carte. 2 săptămâni. Da, 2 săptămâni. Cine o citește, nu? Oricine citește în 2 săptămâni în parte, da? Pentru că ea trebuie să circule și la alți copii, dacă sunt atâția copii în orașul ăsta și sunt numai pe exemplare, nu? Trebuie să ajungă la toată lumea. Și în astea 2 săptămâni trebuie să promiți că o rupi toată, da? O faci ferfemiță și o aduci înapoi zdrențe. Ați înțeles? Am greșit eu? Da, o citim toată și o aducem înapoi. Ruptă. Bravo, știam eu că mă puneți la mine. Ce autor știți voi? Ce scriitor cunoașteți voi? Acum am trecut pe numele unul. Hmm? Așa, da. Mai și mai? Altul. Pe cine știți? Zic. Eu cream că vreau. Da, cine? David, te-ai ridicat mama. Spune. Flaviu. Hai, am zis, altul. Iar nu ne ascultăm unii pe alții. Și ce poezie știți voi de mea? Aoleu, foarte frumos. Și? Iată, de ce poezie știi? Somn. Somnoase? Poate ne știți, dar nu știți cine ne-a scris. De Ion Grandă ce? De Ion Grandă ce știm noi? Știm ceva? Nu știu încă. Nu știu, de la, nu știu dacă știu încă. Nu știu de la întrebări. N-am apucat să... Sunteți mici, dar mici. Nu sunteți prea mici ca să înțelegeți niște lucruri, așa că o să vă spun că aici avem literatură română, de scriitori care s-au născut în România, au trăit și au scris în România așa cum sunteți voi. Iar aici sunt scriitorii universali, deci din alte țări, Germania, Franța, Austria, de fiecare de unde a trăit. Ați auzit de Jules Verne? Jules Verne, care a scris... De Andersen, ați auzit? N-ați auzit, sunteți prea mulți. Frații Grimm? Da! Este Andersen. O scrisă de Andersen. Și în data de 2 aprilie a fost Ziua Mondială a Cărții pentru Copii. Pentru că e ziua de naștere a lui Andersen. Și acum, în 23, știți exact, între ele aniversăm Ziua Mondială a Cărții, a Dreptului de Autor și a Bibliotecarului. Deci avem foarte importante zilele astea. Și acum să vă arăt voi cum sunteți trecuți în catalog. Pe numele de familie, nu? Da. Cum ești tu trecut în catalog, Iana? Radu? Da? Ian Radu. Așa. Deci... Deci, Radu, hai să vedem aici, uite, cu Vasile Alexandrii. Știți, vă ați auzit de Vasile Alexandrii? Deci pe el îl cheamă Vasile Alexandrii, da? Dar noi nu punem la litera V. Pentru că nu la Vasile, punem la Alexandrii, deci punem la A, da? Eminescu, punem la E, nu punem la Mihai, nu punem la M. Punem la Eminescu, da? Numele lui de familie. Așa faceți și voi. La Jules Verne, da? De Jules Verne m-am zis că n-ați auzit.
sau Anderson, punem la A, că Anderson, da? Că numele lui de familie. Acum te rog, nu să poți citești asta, că nu pot. Hai să vedem cine poate să citească. Ce, ce găsim aici? Reguli. Reguli? A cărților, da? Citim niște reguli aici, da? Aoleu! Gabi, ia citi. Virgulă, cartea e a ta, ai grijă de ea, da? Că e cartea ta. Da. Dar dacă e a altcuiva, și mai mare grijă trebuie să ai, pentru că trebuie să-i o restitui în aceeași stare în care ți-a luat. Deci ce înseamnă altcuiva? Altcuiva ori de la voie, ori de la bibliotecă. Exact. Să avem mai mare grijă decât. Din nou vorbim despre împrumut. Eliza, pune în chestia aia, te rog. Vezi tu? Da, da. Mie. Uite cât sunt. Nu vezi. Că sunt mai gata. Nu vezi? N-ai, nu vezi? N-ai ochi, n-ai? Nu îndoi. Sunt niște litere puțin mai ciudate. Deci nu îndoi în chip de semn filele, da? Paginile, foile. Fă-ți semn de carte. Cu creionul. Să nu însemn rândurile nici o parte. Deci, n-ai, nu iei cartea și iei colțul așa și îl îndoi, ca să știi unde ai rămas. Pentru că acea filă va rămâne rănită pentru totdeauna. Nu se mai poate da cu călcătorul ca să o întingi la loc. Acea cicatrice îți rămâne ca și când tu te-ai fi zgâriat foarte tare și îți rămâne bubă acolo pe toată viața. Cum am eu cu puiul ăsta, vi l-am arătat, nu? Aveam vârsta voastră și nu mi s-o mai... Îți faci un... Sau îți faci un semn de carte, cum v-am făcut eu fâșia cu acea numerelor, da? Se poate face așa un fel de fâșie și o punem acolo unde am rămas ca să știm. Nici cu creionul nu însemnăm nimic pe foile, pe paginile cărții, da? Nu tăiem, nu scriem, nu mâzgălim, da? Încearcă să te întorci către mine și să nu te mai întingi acolo. Da, David și Asina. David? Cine acolo? Antonio. Oare cui îi citesc acum? Tuturor, numai ție nu, da? David, ia zi. Merge? Nu știți literele astea, că studiați. Nu citi culcat, să adormi prins de visuri și imagini. Nu mânca citind un corn, să presari fărâme în margi, în pagini. Adică nu avem voie să citim culcați, că adormim și visăm, cine știe ce am citit noi acolo. Ceva imagini de groază. Da? Cu lupuri care mâncă pe citit, știi? După aceea te trezești plângând. Și cum ai dormit bine? Nu uita pe vreun cerdac
Ori pe iarbă niciodată. Cerdac înseamnă terasă, un fel de terasă, da? Nici pe iarbă, niciodată. Nu. Mai ai grijă să nu o pierzi dacă e carte împrumutată. Vedeți că scrise reguli în versuri. Ce faci, Narcis? Ți-e bine? Cu degetul meu. Așa scuraste? Mai ales n-o țin un veac, adică 100 de ani. Fii atent să nu o plouă, apoi cât despre coperți, să-i rămână amândouă. Adică știți voi că în biblioteca aia noastră mică din clasă, cineva a rupt o copertă și a lăsat-o doar cu una. Și acum Iasmina a adus-o acasă și sigur o să ne aducă cu coperta lipită, da? Ce faci, Marian? După atâția nu și nu, poate acum și un da să fie. Orice carte îmi cer tu, da, ți-o dau cu bucurie. Deci hai să citim împreună. După atâția nu și nu, poate acum și un da să fie. Orice carte îmi cer tu, da, ți-o dau cu bucurie. Ai înțeles? Asta e cea mai importantă dintre toate regulile. Tot ce-ți dă Adriana sau altcineva de la bibliotecă, ți-o dă cu bucurie, da? Aici avem o adresă și niște telefoane, un e-mail și un program de funcționare, da? Vă mai amintiți câte coperte avem noi la caiete și la cărți? Da. Câte? Nu? Patru, bravo! Prima, cea care se vede, da? Coperta 2. Aici, pe dosul copertei 1. Da? Aici. Iar la 3 avem interior și exterior coperta 4. Da? Deci când ne-ați vedea scris pe coperta 1 imagine de nu știu cine, și când ne-ați vedea scris pe coperta 4, de obicei este un gând de a cuiva despre cap. Deci, în general, se spune o considerație critică. Sau se poate o poezie, sau un rezumat, da. Sau da, așa ceva găsiți pe coperta a parte, așa se spune, aia care despre parte, cea mai așa. Deci dosul cărții este coperta. Uneori, mai să vedem la întâmplare, asta nu are nimic, dar nu poate să vedem în poveste, sunt ceva ce aș putea avea. Uite, ce? Ai buce? Da, dar nu prea mult. Începând din preajma anului 1840, vreme de jumătate de veac, adică 50 de ani, îți mă vezi? Atunci așteaptă. Vasile Alexandrii, nu știu, nu văd aici. Venit rupat, în sufletul lui vă rog de la zi. A întrupat în sufletul generos și a caracterizat ca marele, cu marele talent toate în aspirațiile neamului nostru. Și asta spune Mihai Satoveanu despre Vasile Alexandrii. Da, deci, adică degeaba subliniez, da, că nu stăm seama ce, cât de valoros e. Hai să citim o poveste, vezi? Sau să citim despre ce? Hai, uitați-vă acum la cărți, vă rog. Uitați-vă la cărți, că... Și să le spuneți, să le spuneți ce vă place sau ce ați vrea să citim care. Bine? Numai să nu tragi. Uitați-vă la cărți, voi. Uitați-vă ce aveți pe mine. George, nu-mi place că stai cu cartea aia închisă la tine în poartă. Da? Întoarce-te acolo la masă și încearcă să te uiți. Uite, uite,
Are o lună în... Asta e carte științifică, nu o să fie, nu o să putem să citim informații științifice, pentru că e mai greu să citim povești, nu? Asta e prea lungă, nu o să citim. Moacea, creață și grana, la mort. Ce-o nimerit-o, creață. Moacea, creață. Ați început să citiți singur? Citiți două, da? Și tu citi Batu, tu poți să citești cu Alex în planeta lui Asimu. Și tu citești cu Antonia. Ele n-au deloc. Voi citești două. Dar dacă răscoiești așa, n-o să apuci să citești. Încearcă să găsești un lucru care te atrage și să citești măcar atâta, da? Ce anume? Uite, micul lor este din literatura universală. Autorul se numește Burnett, deci este englez. Pe care l-a auzit, oricum. Pe el l-a atras ideea de literatură engleză. Da, să știi că nu e prea curățină cu voi,
El are pietre mai mari aici. Ne-ai supărat. Ți-am zis că e. Mă să ai grijă să închizi topic. După ce te nu, toți? Acum toți? Plecăm? Încă 10 minute stăm și citim ceva. După aia ne povestim unii altora ce am citit. Vezi că te întreb cine e graf. Uite-te și așa. Nu știu, după aia am să te Deci, pardon.
poți să citești asta, că este un roman, deci e foarte greu de citit. Nu puteai să o citești pe toată aia. Nu suntem pisici mele, să ne scrie.